Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon, Cristian Ivaneș. Există un comentariu interesant al Papei Francisc, apropo de războiul din Ucraina. Papă care n-a avut întotdeauna comentariile și gândurile cele mai potrivite apropo de chestia asta. Ba chiar îmi amintesc, anul trecut cândva, vorbind despre războiul de apărare pe care îl poartă Ucraina împotriva Rusiei, spunea ceva de genul, da, acolo responsabilitatea este împărțită pentru că și Occidentul, și s-a băgat Sfântul Părinte în niște discuții atât de lumești și atât de departe de competența sa, încât a dat impresia, pe bună dreptate, că Sfinția sa consideră cam ambele state responsabile pentru ce se întâmplă. A ieșit un mare scandal atunci, îmi amintesc bine, inclusiv în presa din Italia, care l-a condamnat în termenii cei mai duri cu putință, sigur, posibil de folosit în cazul unui papă. Acum însă, pare că situația s-a schimbat. Semn, vorba aceea, că, nu-i așa, consecvența până în pânzele albe duce la dracu. Fix cum vă spun. Sfântul Părinte a sugerat sâmbătă că unele țări se joacă cu Ucraina prin faptul că mai întâi furnizează armament, apoi se gândesc să nu-și mai respecte promisiunile. Trimitere clară la Polonia, între care Polonia și Ucraina au loc încă tensiuni serioase. Dar asta este probabil tema unei alte discuții. Suveranul pontif, revenind la oile noastre, a făcut aceste declarații la bordul avionului care îl aducea la Roma de la Marsilia și el a răspuns la întrebarea unui jurnalist care a vrut să știe dacă papa se simte frustrat de faptul că eforturile sale privind pacea nu au succes. Și papa Francisc a spus că da, a simțit o oarecare frustrare. Și apoi a început să vorbească despre industria de armament și despre război. Și a zis așa, și citez, mi se pare că interesele în acest război nu sunt doar cele legate de problema ucraineano-rusă, ci și de vânzarea de arme, de comerțul cu arme. Dar vânzarea de arme și comerțul cu arme există de când lumea și pământul. E adevărat, este o chestie păcătoasă, puneți sau nu ghilimelele de rigoare, însă ea există. Se fac profituri vânzând arme, la fel cum se fac profituri vânzând ciocolată și bizuindu-se producătorul pe dependența omului de ciocolată, pentru că și ciocolata creează dependență. În ce sens? Are niște substanțe care îți declanșează în creier niște lucruri foarte benefice și pozitive de altminte, are și zahăr, nu-i așa, și ca atare mai vrei să cumperi ciocolată și data viitoare. Și producătorii de ciocolată și cei de țigări, și cei de arme, urmăresc profitul. Bun. Dar acum a intervenit o chestie interesantă în discursul Sfântului Părinte, care spune așa, citez, nu ar trebui să ne jucăm cu martiriul acestui popor, ucrainean desigur, trebuie să-i ajutăm să rezolve lucrurile. Văd acum că unele țări dau înapoi, nu vor să dea Ucrainei arme. Începe un proces în care martiriul va fi cu siguranță poporul ucrainean și acesta este un lucru urât. Ei, bine, iată că a ajuns și papa probabil, care este o persoană extrem de inteligentă, este iezuit, are o poveste extrem de interesantă în America de Sud, în Argentina sa și unele voci, atunci când a devenit suveran pontif, l-au acuzat de colaboraționism cu dictatura argentiniană.
și chiar la a permite arestarea și, cred, asasinarea a doi preoți romano-catolici maghiari. Foarte interesantă povestea aceea. Nu intrăm în ea, însă probabil că suveranul pontif se gândește, ok, acum probabil e vremea totuși să spun lucrurilor pe nume și adevărul să-l prezint așa cum ne învață Scriptura, de fapt. Nu asta ne învață Hristos? Spunem adevărul indiferent de consecințe și de riscuri. Adevărul este de la Dumnezeu. Suntem învățați. Practic asta rezultă, nu? Ca atare, El există prin El însuși. Tu îl mărturisești doar. În fine, nu este o reflexie teologică asta. Însă, mie mi se pare interesant că Papa pune problema astfel, o fi comerțul cu arme imoral sau numiți-l cum doriți, însă mai imorală, iată, asta e interpretarea mea, este răzgândirea unor țări care promit arme pentru apărarea ucrainenilor care sunt martirii, de fapt, ai acestei povești și apoi se răzgândesc, apoi fac pe niznaiul. Și ăsta, cu toate că nu o spune expressis verbis, e un păcat. Adică este o inducere în eroare a celui slab, a celui lipsit de apărare, care are nevoie de apărarea ta și tu nu i-o mai livrezi, deși i-o promiți inițial. Din păcate, sigur, poziția papei este extrem de precară pe plan internațional. Papa n-are diviziile de care întreba Stalin câte divizii are papa. Papa n-are divizii. Are câțiva soldăței elvețieni îmbrăcați ca niște clowni, dar care dau bine aparatului de fotografiat. Pur și simplu. În schimb, ar fi fost bine ca papa să aibă o greutate morală mult mai mare decât o are în prezent. Și stau și mă întreb, Papa Bergoglio, de ce n-a ales să spună lucrurilor răspicat și pe nume de la bun început? Ce-ar fi avut de pierdut? Ar fi fost totul de câștigat. În primul rând, ar fi urmat învățătura lui Hristos de a spune adevărul, ori adevărul în acest caz înseamnă că agresorului îi spui agresor, victimei îi spui victimă, tiranului îi spui tiran și așa mai departe. Ce-ar fi avut de pierdut? Ar fi invadat Vaticanul Putin cu tancuri pe care scrie V sau Z? E un pic greu de imaginat chestia asta. N-ar fi avut de pierdut nimic, dar și-ar fi câștigat simpatia lumii libere și ar fi contat din punct de vedere al discuției pe tema Ucraina. Ar fi fost un reper moral sau poate chiar reperul moral. Lumea ar fi spus, ok, și papa a afirmat că, și papa a zis că. Din păcate, începuturile discursurilor papale pe tema Ucraina au fost șubrezi, ca să fiu foarte rezervat și politicos, implicând chiar că ar exista o responsabilitate ucraineană și ucraineană, să fiu precis, în toată afacerea, ceea ce este absolut scandalos. Pentru că asta nu mai respectă învățătura lui Hristos de a spune lucrurile pe nume și victima să o numești victimă și călăul călău. Acolo deja am avut așa un fel de relativism moral-politico-militar, nu știu ce, pe care văd că în sfârșit Papa Bergoglio îl abandonează și începe să spună niște lucruri. Nici acum, din păcate, nu îndeajuns de răspicat, nu îndeajuns de tare și de clar. De ce? Nu am un răspuns, să știți. Vârsta, se vor fi întrebând unii. Ce vârstă? Papa judecă bine, judecă clar, ca atare n-ar fi fost ăsta absolut niciun fel de impediment. Teama că ai putea face mai mult rău decât bine?
Prin ce ai putea face mai mult rău decât bine, spunând lucrurilor pe nume și călcând pe învățăturile, dar la modul de a le urma celui care a fondat religia creștină, și anume Iisus Hristos? Asta este o enigmă pentru mine, pentru că mi-aș fi dorit ca Papa să conteze, ci să conteze de partea bună, să fie o voce luată în considerare, chiar dacă nu neapărat ascultată, dar auzită cu interes. Așa oftăm și ne gândim la alți papi care în vremuri de cruntă restriște, cum a fost perioada celui de-al doilea război mondial, vremuri de prigonire înfiorătoare a evreilor, de holocaust și așa mai departe, au ales tăcerea. Și a tăcea atunci când lucrurile sunt limpezi și clare și există vinovați este complicitate, este co-vinovăție. Asta ar fi putut să învețe mai bine Papa Bergoglio și acum să dea un exemplu mai pregnant decât ăsta pe care vi l-am citat acum, mai hotărât, mai decisiv. Și atunci am fi spus, într-adevăr, își merită titulatura de Sfânt Părinte. Așa. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că mă urmăriți pe acest canal și faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, pagina de Facebook a canalului. Mulțumesc că le recomandați și altora. Mulțumesc de asemenea că distribuiți emisiunile prin rețelele dumneavoastră de socializare, așa cum fundamental. Vă mulțumesc că sprijiniți acest canal pentru a putea rămâne aici online. Cum o puteți face? Simplu. Ori prin Patreon, PayPal și Revolut, informații aici. Sau participând într-una din comunitățile canalului. Ele sunt descrise la secțiunea membrii canalului. Mulțumesc pentru atenție, a fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și să auzim numai de bine.